Conform unui studiu al Institutului Național de Statistică, România au cheltuit anul trecut în medie 94 de lei lunar pe gospodărie pentru procurarea de țigări, tutun, articole și accesorii pentru fumat. Cei 96 de lei sunt cu 6 mai mulți decât în 2014, când suma destinată a acestui scop a fost de 88,3 lei. Statistica pe regiuni privind cheltuiala pe tutun relevă faptul că bucureștenii, cei din județul Ilfov și locuitorii vestului țării alocă sumele cele mai mari în scopul fumatului. Dacă bucureștenii cheltuiesc pe este 150 de lei în medie lunar pentru țigări, în vestul țării bănățenii trec și ei de 120 de lei pe lună când este vorba de cumpărare țigări. De cealaltă parte se regăsesc regiunile Moldova de nord-est, unde cheltuiala medie lunară pentru țigări este de 59,8 lei pe gospodărie și Oltenia, unde aceluia scop sunt destinați 68,3 lei. În rândul cifrelor din dreptul fumătorilor din sudul țării se regăsește și jurjuvenii, sumele cheltuite pentru fumat de către aceștia fiind cu siguranță mai scăzute, pentru faptul că mare parte a celor din județ au ca ocupație agricultura, loc unde țigara nu prea-și găsește locul. Statisticile INS mai arată că în orașe cheltuia la medie cu țigările este de peste 112 lei lunar pe gospodărie, în timp ce în localitățile rurale această cheltuială este de aproximativ 70 de lei lunar pe gospodărie. Din aceea sursă se mai desprinde faptul că cei mai înveterați dintre fumători fac parte din rândul celor cu studii superioare, în timp ce fumătorii cu studii primare cheltuiesc circa 80 de lei lunar pe țigări.